Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitata noastră de astăzi este doamna Stella Jean-Toine, fostă deputată din partea Partidului Democrat. Bună seara, doamna Jean-Toine, și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara! Ce mai faceți? Bine, mersi. Ce vă ocupați? Cu mai multe lucruri fac acum, mai mult mă ocup de analiză politică. Pentru cine? De ce vă interesează? Eu să știu cu ce vă ocupați. Nu pentru partidele politice din Republica Moldova. Dar nu vei doar de politică? Eu oricum am rămas legată de politică și continuu să particip în politică pe măsura, eu știu, posibilităților mele în calitate de... Nu vreau să mă numesc analist politic, pentru că, sincer vorbind, ceea ce la noi se numește în ultimul timp analiză politică este departe de analiză politică. Eu lucrez cu Fundația Europene în acest sens. Europenii sunt șocați sau deja s-au obișnuit cu ceea ce se întâmplă în politica moldovenească? Chiar și dacă s-au obișnuit, deci noi totuși reușim să-i șocăm prin unele evenimente, prin unele decizii. N-aveți de gând să vă implicați în politica moldovenească iarăși? Sau cel puțin în timpul apropiat? Știți, eu, sincer vorbind, nu prea înțeleg când la noi mai mult se vehiculează așa un termen cum este politica activă. Deci, politica activă se consideră că doar sunt deputații, miniștri, membrii guvernului, știu, șefii de agenții. Aceasta este politica activă. Tot ceilalți, cred că se ocupă de politică pasivă, sau cum să înțeleg. Cred că toți jucătorii care cât de cât încearcă să influențeze actuala formulă politică sau actualul teren politic, cred că toți sunt cei care se ocupă de politică activă. Eu așa și nu am sfârșit cu politica, oricum continuu. Atunci am să vă întreb altfel. N-aveți de gând să vă implicați sau să aderați la vreun partid din Moldova? Nu. Dar europenii ce spun? Viitorul Republicii Moldova politic este Maia Sandu și Andrei Năstase? Eu, să spun sincer, nu discut la așa teme concrete. Ce consideră europenii? Europenii, în primul rând, niciodată nu se dau la direct cu părerea, niciodată nu se expun în favoarea unei persoane sau alte persoane. Pentru că totul decide spre deosebire, așa cred europenii, spre deosebire de politicienii noștri, totul decide cetățeanul Republicii Moldova. Dacă cetățenii vă consideră... Și noi știm cum îl cheamă pe cetățeanul ăla. Da, eu de aia și-am spus-o la plural. Cetățenii Republicii Moldova, da. Dar... Dar în opinia dumneavoastră, după analizele care le faceți, pe dreapta, sau nu doar pe dreapta, în general, Maia Sandu și Andrei Năstase sunt noua clasă politică? Sau noi lideri, elita, haideți să numim așa. Am și, cum spun, rezerve și față de acest termen, cum elita politică. Deci nu este legat de aceste două persoane, dar în genere, pentru că risc să nu fiu, cred că, înțeleasă, dar nu cred că ceea ce se întâmplă în Republica Moldova putem considera politică, în sens, spunem așa, clasic. Și ceea ce se întâmplă în partidele politice, nu cred că reușesc să devină elită politică. Am uitat întrebarea. Da. Năstase și Maia Sandu. Sunt un alt fel de soi de politicieni decât cei care conduc acum? Să spunem așa că ei sunt politicieni, adică Andrei Năstase
este politician nou, adică cum la noi se obișnuiește să zică că avem nevoie de noi fețe politice, iată că Andrei Năstase și echipa sa sunt noi fețe politice, Maia Sandu este mai puțin noua față, pentru că a fost activat în calitate de ministru, dar în echipa domniei sunt multe persoane, într-adevăr, care sunt noi și începători în politica moldovenească. Putem spune așa, reșind de realitățile Republicii Moldova și politicului care se face aici, da, Andrei Năstase și echipa lui Andrei Năstase și echipa Maia Sandu sunt politicieni noi. Ei sunt ambii locomotive pentru victoria dreptei la parlamentare sau numai unul din ei este locomotivă? Ori asta rezultă din alegerile de duminică? Nu cred că putem acum spune cine din ei va fi locomotiva politică pentru alegerile din 2018, adică din această toamnă, pentru că totul depinde de strategiile lor, atât ceea ce ține de imaginea lor personală ca lideri în cadrul partidelor sale, atât și de strategiile partidelor pe care le conduc în alegerile din 2018. Acum, la moment, dacă la alegerile prezidențiale Maia Sandu se considera locomotivă, pentru că a reușit să mobilizeze electoratul de dreapta și să obțină un scor destul de bun în alegerile prezidențiale, chiar și dacă nu le-a câștigat, acum vedem că Andrei Năstase a reușit să se ridice deasupra, să-și mărească, să spunem așa, ratingul său politic, pentru că știm că în toate sondajele sociologice, fie la comandă sau cât de cât reale, Andrei Năstase deja căzuse în cifre. Acum vedem că a reușit să-și mărească ratingul și eu cred că indiferent de care va fi rezultatul de duminică, iarăși, dacă va reuși să capitalizeze cifra pe care va obține, are toate șansele să fie locomotiva politică în alegerile din 2018. Dar asta totul depinde de parteneriatul său cu partidul PAS și cu strategia pe care vor adopta. Ei trebuie să fuzioneze sau să meargă într-un bloc electoral la parlamentarele din toamnă, în opinia dumneavoastră? Eu nu cred că trebuie să fuzioneze, pentru că asta este marea greșeală a partidelor de dreapta, care mereu fuzionează sau caută diferite formule cât mai ușoare pentru pentru a ajunge în parlament. Pot să procedeze și cred că mai probabil că vor proceda anume așa, vor merge într-un bloc electoral sau pe listă comună, așa cum zic ei. Blocul electoral deja trebuie să aibă alte cifre în procente. Eu cred că lista comună poate să fie o variantă optimală pentru ei, dacă încă vor lua și alte partide în această listă. Doamna Jantă, dumneavoastră ați înțeles cum Vladimir Plahotniuc și Partidul Democrat au pierdut Chișinău și Bălți dintr-o lovitură? Eu da. Cum a fost posibil? Pentru că, cât toată lumea știe, PD-ul era sigur că Silvia Radu în turul 2. Și era sigur că lupta la Bălți va continua în turul 2. Da. Și pe Grigorișin, dacă nu greșesc așa îl cheamă, îl vor distruge în turul 2. Grigorișin a câștigat din primul tur 60 ceva de procente. 62%. Silvia Radu pe locul 3 cu 17%. Deși toți îl dădeau pe Năstase, chiar și barometrele în care toată lumea are încredere. El arăta pe Năstase pe locul 3, fără șanse de locul 2. Eu cred că asta a fost și o surpriză și pentru domnul Năstase, pentru că, într-adevăr, volens nolens, aceste sondaje, credem noi în ele sau nu credem în ele, dar oricum influențează și au o repercusiune psihologică asupra persoanei, mai ales că chiar în apropierea alegerilor.
Eu la Belți vreau să vă spun că pentru mine nu a fost surprinsă, mm-hmm. pentru că eu oricum eram sigur că la Belți va fi anume așa. În Chișinău chiar din start mă gândeam că Silvia Radu va fi sacrificată și nu, numai că nu încă nu vedeam cum se va întâmpla acest lucru. Nu spun că eu sunt acum să mă arăt că sunt mare clarvăzător, dar oricum știind foarte bine care este tactica Partidului Democrat și care sunt greșelile acestui partid, eu oricum presupuneam că rezultatul va fi anume așa, chiar, dar nu vreau să neg că într-un moment, într-adevăr, aceste sondaje au reușit chiar și pe mine să mă influențeze, că deja am început să am chiar și semne de întrebare și dubii că anume așa va fi, dar oricum s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, vreau să spun că eu nu sunt singura care credeam anume așa. Problema este, marea problemă a Partidul Democrat. Da, vreau să fac o paranteză. Deci ceea ce s-a întâmplat la Belți este într-adevăr surprinzător și pentru guvernare, dar și pentru partenerii de alegere a Partidului Democrat în Belți, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Vă dați seama că ei ambii au... Eu consider că cifra de 19% este nu doar cifra Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Pentru că chiar și dacă nu a participat la direct și nu au fost date indicațiile să fie votat candidatul socialiștilor, Partidul Democrat a contribuit foarte mult pentru ca socialiștii să câștige sau să câștige alegerile din Belți sau chiar oricum ca să fie organizat turul 2. Și vă dați seama, 19%, eu l-am transpus în cifre, deci acestea sunt 5.000 de oameni. 5.000 de oameni care au votat candidatul socialiștilor la alegerile din Belți și să spunem așa că organizația socialiștilor și organizația democraților din Belți este de 2-3 ori mai mare decât cifra care l-a votat pe domnul Alexandru Usate. Și cum? Asta nici un mandat măcar pentru viitoarele alegeri pe circumscripții. Și cum a ajuns Vladimir Plahotniuc așa rateuri și la nord și în ce? Da, deci revenim la ce că cum de s-a întâmplat așa că Partidul Democrat a pierdut aceste alegeri. Este nu procesul de acum, este un proces care a început încă din 2014, atunci când strategia pe care a adoptat-o Partidul Democrat, strategie, așa numite strategii de succes și o strategie destul de ambițioasă, dominantă, nu că nu, cu pretenții doar la, să spunem, un segment politic sau cum se anunța Partidul Democrat când noi suntem centru-stânga, dar vedem că Partidul Democrat este un partid, dacă îl numim partid, este un partid foarte așa, plastic, corect? Pentru că poate în funcție de conjunctură, elastic, da? În funcție de conjunctură să devină și partid de dreapta, și partid de stânga, și partid de centru-stânga. Adică opțiunea, știți ca pe ca în economie de piață. Doriți, dacă piața dictează așa, atunci noi devenim așa. Pentru că în Partidul Democrat domina această idee și cred că continuă să domine că politica este același business și legile business-ului sunt foarte confortabile și sunt aceleași pentru politică. Numai că problema este cu mult mai profundă. În business unitatea de măsură este banul. În politică este omul. Tu poți să investești bani, tu poți să scoți bani momentan dintr-o afacere. Un om, tu nu poți să-l
manipuleze doar prin niște tehnici generale, pentru că personalitatea fiecare om este diferită. Spațiul social nu este omogen. El este foarte divers și capacitatea de a gândi este diversă, educația este diversă, studiile și percepția oamenilor este diversă. Fără o strategie mai apropiată științelor sociologice, cum este teoria de manipulare sau teoria de programare socială sau teoria de administrare socială. Fără aceste cunoștințe este foarte greu să fii atât de plastic și să adopți niște strategii destul de generale. Și atât că, iarăși vedem că Partidul Democrat în 2014, prin aceste planuri ambițioase, neînțelegând, a generat niște procese sociale cu care prin urmare nu putea, adică pe care prin urmare nu putea să le administreze. Și unul din aceste procese este că cetățenii Republicii Moldova, chiar și propriul electorat a Partidului Democrat, pur și simplu a pierdut încrederea, nu în clasa politică, dar a pierdut încrederea în capacitățile capacitățile acestui partid, într-adevăr, de a face, de a produce reforme, de a schimba Republica Moldova așa cum se spunea și la diferite congrese, anume această neîncredere, și este acest proces social generat de Partidul Democrat pe care nu poate să-l administreze. Asta este ceea ce s-a întâmplat la alegerile locale din Bălți și din Chișinău. Pentru că orice strategie, orice fake news-uri care a lansat Partidul Democrat în această campanie, nu au lucrat, dacă ați observat, nu lucrau deloc. Și vedem că asta se explică doar sociologic, doar prin aceea că deja nu este încredere, adică acestui partid deja nu-i crede nimeni. Rezultatele de la Bălți și de la Chișinău este începutul sfârșitului guvernării Partidului Democrat în contextul parlamentarilor care vin? Iată de ce spun că o veritabilă analiză politică ea diferă de prognozele meteo numai prin aceea, pentru că societatea, încă o dată vă spun, și politicul este ceva foarte lobil și foarte repede se adaptează. În cazul în care totul depinde de greșelile pe care le va face guvernarea, și totul depinde de cum aceste greșeli vor fi capitalizate și vor fi folosite de opoziție pentru a le întoarce în favoarea sa. Dacă, de exemplu, la moment, din punct de vedere politic, atunci când un partid politic care pretinde a fi un partid care are majoritatea în Parlament, adică un partid care guvernează de unul singur, care controlează instituțiile statului în Republica Moldova, să piardă alegerile în două orașe, cele mai mari orașe din Republica Moldova, din punct de vedere politic, asta deja ar însemna un început de, să spunem așa, de fărâmițare a tot puternicii Partidului Democrat. Dar știm că Partidul Democrat foarte abil folosește greșelile oponenților. Asta și voiam să vă întreb. Vladimir Plahotniuc este cunoscut pentru faptul că atunci când îi se dă o lovitură puternică, se retrage, dar când revine, îi prăpăd. Și noi ne aducem aminte de războiul pe care l-a avut cu Vladimir Filat. Și până la urmă nu a ajuns Vladimir Filat. Da, dar vedeți că noi acum nu putem compara. Nu că nu putem compara. Eu cred că noi nu putem acum să
Nu haideți așa, nu putem compara situațiile, pentru că conjunctura politică se schimbă. Se schimbă percepția oamenilor, se schimbă, s-a schimbat atitudinea partenerilor externi. Partidul Democrat n-a făcut altceva decât să, nu știu cum în română, scăpați tranșeiul și zăneați curgăvoi abaronul. Uh-huh. Pentru că acum atâți dușmani și atâtea pe cât s-a făcut Partidul Democrat și atâtea relații pe care nu a putut să le capitalizeze, să le valorifice cu partenerii externi, au schimbat foarte mult și dramatic, chiar și acum capacitatea de a se retrage și a reveni în forță a liderului Partidului Democrat. Pentru că odată și odată orice situație ea are sfârșitul său, are începutul și sfârșitul său. Asta este o legitate. Nu putem intra de două ori în același râu, cum se zice. Exact așa, ceea ce a putut fi folosit odată de două ori, de trei ori, deja nu mai poate fi folosit și de patru și de cinci ori. Pentru că pățitul deja își face lecția și poate să se regrupeze și să fie gata pentru o asemenea lovitură sau poate această lovitură să o aplice primul. Andrei Năstase câștigă duminică. Pentru dumneavoastră este clar asta? Nu știu dacă riscă, încă o dată... Noi putem vorbi ca și comentatorii politici. În opinia mea, va câștiga unul din ei doi. Nu, pentru mine, deja, adică pentru mine, în această bătălie politică, deja nu contează. Va câștiga Andrei Năstase în turul 2 sau nu va câștiga în turul 2? El deja a câștigat. Pentru că el deja a câștigat, corect. El deja a câștigat. Și Partidul Democrat, prin iarăși o strategie falimentară pe care a adoptat-o la începutul campaniei electorale, atunci când a anunțat că Partidul Democrat este gata să optează pentru un candidat unic de dreapta, chiar și dacă nu ne dă mâna unul cu altul, cum a zis liderul Partidului Democrat, făcând aluzie la Andrei Năstase foarte clar, dar dacă acesta va deveni candidatul unic, atunci Partidul Democrat îl va susține. Și acum vedem că Andrei Năstase a devenit candidatul unic a dreptei, și Partidul Democrat și-a retras deja promisiunile și a ieșit cu totul cu alte declarații. Și acum vedem că, negândindu-se probabil, sau pentru că într-adevăr a mers pe o pistă greșită din start, Partidul Democrat a nimerit în situația asta țunțvang atunci când orice decizie sau orice pas făcut este unul în detrimentul său propriu și este unul greșit. Deci, dacă nu ți-ai dat suportul acestui candidat unic, drept că să spunem că Partidul Democrat totuși i-a oferit suportul său prin partidele afiliate Partidului Democrat, cum este Partidul, nu știu denumirile, Partidul Domnului Leancă, PUN-ul, mai este Partidul Liberal, deci și-au dat... i-a delegat să-i dea această susținere, pe care, apropo, o folosesc foarte bine și abil acum socialiștii spunând că pe Andrei Năstase îl susțin toți hoții de la guvernare și iarăși va reveni, deci, hoții cu hoții, chestii de astea. Dar atunci când ți-a retras această susținere, când rezultatul devine favorabil lui Andrei Năstase și el devine primar de Chișinău, atunci, reieșind din acel proces social pe care v-am zis că nu poate să-l administreze Partidul Democrat, că deja nu este încredere, adică nu-l crede nimeni, atunci toți vor spune că în pofida
că Partidul Democrat, nesustinere și că Partidul Democrat a lucrat mână la mână cu Partidul Socialiștilor pentru Ion Ciuban, totuși candidatul Drepte a reușit. Și în caz contrar, dacă Andrei Năstase nu va câștiga în turul 2, oricum vinovat se va face Partidul Democrat, care l-a susținut tăcit prin toate resursele sale, inclusiv și administrative, mass media. Mai este o problemă, pentru că democrații în primul tur spuneau să nu votați candidatul socialist. Ei nu vă spune și acum. Dar în turul 2 n-au spus nimic. Da, în turul 2 n-au spus nimic, da. Dacă Andrei Năstase câștigă, doamna Jean-Antoine, guvernarea oricum va trebui să acționeze sau să nu acționeze. Mandatul lui Năstase va fi extraordinar de complicat sau orice ar face, orice nu i s-ar face, oricum Năstase câștigă plus valoare pentru formațiunea sa către parlamentarele din toamnă. Vreau să vă spun că, încă o dată, că dacă partidele PAS și Platforma DA vor deveni într-adevăr jucători politici, și dacă nu vor accepta jocul democraților, cum de obicei mulți parteneri politici a democraților cădeau în plas acestor jocuri, pentru că jocul era nu al lor, jocul era a Partidului Democrat. Ei erau doar niște jucători în această formulă. Dar în cazul în care vor reuși să nu intre, să nu accepte acest joc, dar vor iniția strategia lor personală, ordinea de zi a acestor două partide pentru parlamentare, eu cred că cât de complicat n-ar fi acest mandat, dar el va fi complicat, pentru că este în premieră atunci când primarul nu are nici o fracțiune în CMC, atunci când nu are niciun suport în CMC și nu va avea nici suport în aparatul CMC, pentru că deja precesoarea Silvia Radu a curățit pe toți și acolo sunt infiltrați și puși oamenii, cred că, a Partidul Democrat. Deci avem aparatul care va juca împotriva lui Andrei Năstase, avem CMC-ul care va juca împotriva lui Andrei Năstase, guvernul care va juca împotriva lui Andrei Năstase, mass media, care holdingurile și pe CRM și pe DM care vor juca împotriva lui Andrei Năstase. Dar aceasta nu va putea să lizeze sau să debusoleze electoratul deja fidelizat a partidelor, adică al lui Andrei Năstase și Maia Sandu, acum în acest electoral pentru primărie. Deci îl vor victimiza, într-un cuvânt, dacă îl vor bate. Dacă îl vor bate, îl vor victimiza, asta încă mai mult îl va juca pentru Andrei Năstase și va mări ratingul său politic, pentru că moldovanul nostru lui plac, adică nu tolerează când pe cineva îl bat în toate părțile. Deci martirii și victimele sunt la noi mai mult susținute decât cei care câștigă. Iar dacă îl vor ajuta și îl susține și vor da și bani? Cine să-l ajute? Să-l guvernul, aparatul, primării, CMC-ul să susțină toate inițiativele Năstase? Dumneavoastră credeți că sunt capabili pentru așa un joc subtil? Adică, eu nu cred. Oricum am întoarce, Partidul Democrat a dat-o în bar. Eu cred că da. Și acum începe așa o perioadă pentru Partidul Democrat unde va avea foarte mari probleme de strategie și de tactică și să se adune și să se gândească foarte bine la ceea ce urmează să fie pentru viitorul acestui partid. Atunci, pe această notă pozitivă pentru mai mulți susținători ai Dreptei, eu propun să luăm câteva clipe de publicitate și după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Doamna Jean-Antoine, de ce să nu-l alegem de pe Ion Ciuban?
Vorbim despre noi? Vorbim despre susținători, inclusiv ai dreptei. Noi, haideți așa, din ei doi, în opinia dumneavoastră, care este mai priceput în treburile Chișinăului? Îmi este foarte greu să mă expun. Sigur că Andrei Năstase nu, niciodată nu a lucrat în această structură. Dumnealui a avut cu totul altă activitate, vin inginerii cu totul din altă sferă. Ion Ceban a avut această posibilitate atunci când se înțeleagă cum funcționează această mașinărie a primăriei și inginerii se pătrunde în esența mai multor probleme a primăriei doar în acest mandat, pentru că atunci când, chiar și când a fost în cadrul Partidului Comuniștilor și chiar dacă a lucrat cu fracțiunea Partidului Comuniștilor pe poziție din aparatul partidului, totuși nu cred că era așa de mare cunoscător al asemenea afinități. Dar acum, da, el deja înțelege și asta este normal, ca să înțeleagă inginerii unde se află și unde a activat. El s-a pregătit foarte bine și a încercat în această campanie să-l bată, să zicem așa, pe oponentul său cu diferite noțiuni care țin de urbanistică, de dezvoltarea urbană, de niște chestii care sunt legate de construcții, mai mult așa din zona noțiunilor, vrând în primul rând să impresioneze pe cetățeni. Și la noi reacționează mulți care nu cunosc esența cuvintelor, dar înțeleg că este un termen foarte, foarte inteligent. Dar încerca anume prin această strategie să-l minimalizeze, chiar să-l ridiculizeze pe Andrei Năstase, cum că el nu înțelege inginerii unde el vine în primărie. Dar vedem că votul cetățenilor de dreapta în Chișinău nu aș spune că a fost geopolitic mai mult, el a fost mai mult un vot politic, pentru că adepții sau cei votanții lui Andrei Năstase mai mult au votat antiputere, antioligarhi sau cum ei numesc, dar și toate aceste fișchi care le găsea Ion Ceban nu au acționat asupra acestui electorat. De aceea, el pare a fi mai pregătit pentru votanții săi. Dar asta nu contează pentru votanții lui Andrei Năstase. Asta nu contează pentru acei 65% de indeciși care noi am văzut că nu au venit la aceste alegeri. Și dacă asta ar conta pentru ei, i-ar fi venit și și-ar da acest vot pentru Ion Ciobanu. Da, pentru Vladimir Plahotniuc contează cine câștigă aceste alegeri de duminică? Eu cred că acum contează. În altă formulă, dacă în turul 2 are și Silvia Radu și Ion Ceban, poate așa, pe bune, n-ar conta. Dar acum pentru Partidul Democrat contează cine va ieși în tur, cine va câștiga alegerile în Chișinău. Pentru că, oricum, eu cred că Partidul Democrat mai crede că el poate să se regrupeze și el poate să revină în forță, eu știu, cu ceva foarte, foarte ingenios, să spunem așa, pentru a-l disfința pe Andrei Năstase și mai ales în perspectiva alegerilor din toamnă. Dar eu nu văd cum asta s-ar întâmpla, mai ales că, dacă ați văzut, pentru Partidul Democrat începe așa o perioadă destul de nefavorabilă, alegerile pierdute în Bălți,
alegerile pierdute, să zicem, în Chișinău, indiferent de rezultat, plus la aceea acest scandal cu moartea și implicarea luptătorilor din clubul K1, care niciodată nu a ascuns și din contra și a etalat apartenența și simpatiile față de Partidul Democrat, chiar și-au expunea multe foto cu aceste maiouri a Partidului Democrat, au participat foarte activ și dacă eu cred că cineva își amintește și mai multă lume își amintește atunci când ei erau alături de Constantin Țuțu în Băcioi, când a fost bătut primarul de Băcioi, atunci când au participat, sigur că fără maiori a Partidului Democrat, atunci pe strada Bulgară, când erau pichita partidul, denumirea partidului condus de Petrenko. Și acum vedem că acesta, într-adevăr, acest scandal care totuși nu au reușit să-l mușumalizeze, pentru că știm că toate instituțiile și Ministerul de Interne și de Justiție și chiar Procuratura a tăcut atâtea zile până ce această persoană, Sergiu Pejenari, nu a murit. Și culmea greșelii, în opinia unora, e că se insistă să mușamalizeze în continuare. Să scoată curați pe băieți. Dar vedeți că asta a fost... Iată de ce vă spun că sunt multe momente care par a fi niște mărunțușuri, dar ele pe urmă se adună și într-adevăr... Sperie omul, pur și simplu. Sperie omul. Uitați-vă, exact același comportament a fost și în cazul cu Pădurea Domnească. Când s-a moșomalizat, când s-a ascuns, când pe urmă foarte multe s-a tras și din aceste ședințe de judecate, nu se înțelegea cine totuși a tras, pe urmă au decis că a tras Crețu, judecătorul Crețu. Exact același lucru a fost și cu moartea lui Andrei Brăguță, când societatea așa și nu înțelegea, procuratura zicea că l-au bătut cei de la poliție, polițiștii ziceau că l-au bătut cei de la penitenciare și nu cred că procuratura nu a fost în stare sau poliția nu a fost în stare să identifice cine sunt acele persoane care au fost... Și au zis că l-au bătut pe urmă niște pușcăriași? Da, pe urmă niște pușcăriași, dar pe urmă vedem că nici pușcăriași și totuși au recunoscut că el a fost bătut în penitenciar. Exact așa au încercat acum să mușamalizeze și acest caz și să continuă să mușamalizeze și cred că dacă nu ar fi această presiune a societății, n-ar fi această presiune a unor mass media, eu cred că acest caz putea fi în genere trecut cu vederea și nu se știe dacă acești jucători, acești luptători K1 ar fi fost în genere dați pe mâna judecătorului, cum s-a întâmplat. Doamne și doamne, o problemă mare a domnului Ciobanu în această campanie este că este acuzat de faptul că e adjunct al domnului Dodon și începe aici. Binomul Dodon-Plahotniuc. Noi suntem conduși de doi oameni în Moldova totuși, sau numai de unul, de Vladimir Plahotniuc? Eu nu-l văd pe președintele Dodon pe post de conducător activ al Republicii Moldova, pentru că nu s-a manifestat nici într-un fel, așa cum a promis din start când a fost ales în calitate de președinte, a promis să fie președintele tuturor moldovenilor, a promis că va consolida societatea, indiferent de opțiunile politice ale cetățenilor Republicii Moldova. Dar vedem că, pe urmă, foarte repede... și a promis încă că singurul său instrument asta vor fi discuțiile permanent sau dialogul cu cetățenii Republicii Moldova. Noi vedem că foarte repede și-a schimbat tactica și a mers mai mult pe calea că președintele nu are competențe destule pentru a interveni în unele momente pe care le-a promis însăși Dodon, spunând atunci că are destule competențe, chiar și în mai multe studiouri când participam cu adepții acestei
alegerilor directe a președintelui, indiferent dreapta-stânga, și atunci când insistam că acest președinte nu va putea face absolut nimic pentru că nu are competențe destule și dacă și acele mici competențe pe care le avea atunci vor fi luate chiar înainte de a fi el investit, și cei de dreapta și de stânga îmi spuneau mie că nu, el are destule competențe și el va putea, chiar și cu competențele pe care le are, să poată să schimbe ceva în Republica Moldova. Acum vedem că toți deja au înțeles că nimic acest președinte nu a făcut și nu a putut face, dar cred că un lucru pe care într-adevăr l-a putut să-l facă, asta să devină președintele tuturor moldovenilor și să folosească dialogul permanent cu cetățenii, să apeleze la cetățeni atunci în cazul când nu vroia să semneze unele proiecte de legi, atunci când nu vroia să investească în funcție unul din miniștri. El putea să apeleze la cetățenii Republicii Moldova și eu cred că acest anume instrument ar putea fi destul de eficient și ar putea într-adevăr duce la niște, dacă nu la mișcări fundamentale, dar la niște mișcări spre schimbare 100%. Dar din punct de vedere politic, este corectă tactica adoptată de către Igor Dodon în raport cu Vladimir Plahotniuc? De ce se pui împotriva unui tank blindat pe care este imposibil să-l distrugi cu una, cu două? Atunci, care a fost rostul să devină președinte a țării? Care a fost atunci scopul? Pentru ce Igor Dodon avea nevoie să devină președintele Republicii Moldova? Dacă această tactică din start îi părea falimentară. Pentru ce atunci? Pentru ca să devii la 40 de ani să ai în CV-ul tău că tu ai fost președintele Republicii Moldova sau pentru a arăta lui Voronin că în pofida tuturor relelor oricum eu am devenit exact așa ca și dumneavoastră, domnul Vladimir Voronin, și acum sunt eu președinte și acum stau eu la Condrița și acum eu exact așa ca și dumneavoastră conduc un partid să stau la reședința aceasta de stat. Care a fost atunci acest rostul de a fi președinte a Republicii Moldova? Eu nu pot să vă răspund, n-am voie. Nu, pardon, este o întrebare retorică. Dar sunteți de acord cu faptul că și pentru Dodon nu-i mare problemă dacă pierde ce bani, căci lupta împotriva lui Vladimir Plahotniuc vă duce în stansă cu Maia Sandu. Și el stă deoparte și consolidează electoratul său pentru parlamentarele care vin. Eu cred că aici este mai multe подводные камни ceea ce ține de nedorința, dacă să presupunem, nedorința lui Dodon ca Ion Ceban să devină primar a orașului Chișinău. Eu vreau să spun că totuși ca și în oricare partid, chiar și dacă cât de beton ar fi aceste partide, există diferite grupări, există diferite curente. Nu în Partidul Socialiștilor oricum există, și asta s-a scris foarte mult, există aceste grupări care îl susțin pe unul sau nu susțin pe altul. Ion Ciobanu niciodată nu mi s-a părut omul Dodon. Ion Ciobanu niciodată nici nu a fost omul lui Dodon. El niciodată nu a fost în preajma lui Dodon atunci când Dodon era ministru al economiei. Chiar și atunci când erau în Partidul Comuniștilor, Ion Ciobanu a fost omul lui Mart Căciuc și nici de cum al lui Igor Dodon. Și marele șoc a fost atunci când anume Ion Ciobanu, care era cel mai mare vociferator al ideilor comuniștilor pe piață, atunci când ei adunau într-adevăr piețe întregi, făceau marșuri, mitinguri, Ion Ciobanu a fost cel mai activ orator și cel mai pasionar orator din echipa lui Mart Căciuc. Și acum noi vedem că foarte pe neprins de veste, Ion Ciobanu devine în legislatura din 2014 omul lui Dodon.
El care niciodată nu a fost din anturajul său. Asta printr-un miracol, cred că, pur și simplu, s-a trezit din somnul ideologic, letargic, marxist-leninist și a decis că, totuși, prin viziunile sale, el este mai mult socialist decât comunist. Și atunci a trecut în echipa lui Dodon. Pentru Dodon, Ion Cioban tot nu este o persoană apropiată din anturajul său, este o persoană mai degrabă impusă, o persoană care volei sudbii stau blizchim imu cilovecam, deci a devenit o persoană apropiată. Și Ion Cioban poate să devină, în cazul în care devine primar al orașului Chișinău, el poate să devină un pol de atracție care pentru unele grupări din cadrul Partidului Socialiștilor poate să fie un inițiator a distrugerii acestui partid pe interior și care poate fi folosit foarte abil de către liderul Partidului Democrat, cum a folosit și mai multe, așa, pentru că asta nu este acum o formulă nouă, așa cum, de exemplu, l-a folosit pe Șalaru, cum l-a folosit pe Iuri Leancă, cum l-a folosit pe Godea, cum l-a folosit pe Tănase și așa mai departe. Deci exact așa, așa poate fi folosit și Ion Ciobanu ca începutul distrugerii pe interior a Partidului Socialiștilor, folosind această funcție de primar, mai ales că Ion Cioban el mai mult are, spunem așa, alură europeană decât alură, spun, pro-rusă. El nu este deloc credibil ca un pro-rus inveterat și cred că mai bine se va simți în apele sale atunci când va putea în sfârșit să devină pro-european, pentru că în cadrul Partidului Comuniștilor, anume, el era în acea aripă care a inițiat această integrare europeană și Partidul Comuniștilor este și un partid pro-european. Era foarte activ pe atunci. Eu cred că asta ar putea fi o formulă foarte convenabilă pentru Partidul Democrat în eventualele alegeri din toamnă, pentru că de ce, de exemplu, să-l păstreze ca partener pe Dodon sau Partidul Socialiștilor? De ce trebuie să-l păstreze atunci când Partidul Democrat poate singur să-și ia ceea ce trebuie să-și ia, mai ales că situația partidului acum devine foarte ambiguă? Ideile domnului Dodon ce țin de dorința ascunsă ca Cioban să piardă, coincid cu ideile Maiei Sandu că Năstase să piardă, ca să nu devină Năstase locomotivă? Nu, eu nu cred. Eu nu cred că putem face o asemenea... Noi vorbim pur teoretic politic. Da, pur teoretic politic, da. Pentru că dacă pur teoretic politic, noi trebuie să ieșim dintr-o situație concretă. Dacă noi, de exemplu, ieșim din situația care sau relația Maia Sandu și Năstase și relația Dodon și Ion Cioban sunt cu totul diferite. Eu cred că în relația Maia Sandu-Năstase ca parteneri politici, aici mai mult prevalează politică țelesabraznăți decât spunem așa, niște momente subiective, psihologice de moment sau pur și simplu personale. Pentru că ambele personaje, atât Dodon cât și Ion Cioban, sunt foarte și foarte ambițioase și foarte geloase pe posibilitatea unuia să cedeze puterea în fața altuia sau să piardă puterea în fața altuia. Iar ceilalți doi sunt foarte ambițioși să preia puterea în țară, guvernarea în țară. În primul rând, da, și în al doilea rând, asta ar fi un, spunem așa, o
în cununare logică a eforturilor pe care au făcut aceste două partide, care de fapt au ieșit ca rezultat al protestelor inițiate de către reprezentanții multor organizații neguvernamentale în Piața Mare Dunării Naționale. Și iată omul care până pe 20 mai era considerat geniu, Vladimir Plahotniuc. Va admite că la parlamentarele astea să pierdă puterea? Eu cred că, sigur că nu vrea să admită, dar deja se creează o situație care nu depinde de dorința dumnealui. Dorește el asta sau nu dorește el asta. Oricum, situația se va așeza în așa fel cum au generat-o ei toți acești ani. În sensul că spre pierdere. Da. Coalițiile astea despre care uneori se mai vorbește, post-electorale parlamentare. Maia Sandu și Andrei Năstase nici nu trebuie să audă, nici nu trebuie să pomenească de vreo eventuală discuție cu PD-ul, da, pentru că PD-ul oricum va ajunge în Parlament, asta e clar, prin circumscripții sau prin circumscripția națională, dar oricum va fi parte. Așa ceva nici nu trebuie să spună pe masă de discuții. Eu cred că așa ceva nici nu se va pune pe masă de discuție și asta nu odată. Eu cred că asta e un singur lucru destul de important pe care l-au înțeles aceste partide de opoziție, că Partidul Democrat este deja s-a transformat într-un partid foarte toxic, că orice partener pe care l-a avut Partidul Democrat, el a fost pur și simplu sugrumat, desființat. Și orice susținere oferită cuiva de către Partidul Democrat, ea a jucat numai în defavoarea celui căruia această susținere i-a fost oferită. De aceea, aceste partide nu odată au refuzat susținerea din partea Partidului Democrat și au spus-o asta și în public și foarte clar. Și situația poate să fie foarte surprinzătoare pentru în alegerile din toamnă, atunci când Partidul Democrat deja nu va fi acea carte de aur pentru formarea unei majorități parlamentare. Pentru că 50-50, una este să poți să administrezi lista de partid și cu totul altceva este să administrezi persoanele pe care i-au votat la direct cetățenii. Pentru că ei vin deja cu totul cu altă greutate și cu totul cu altă responsabilitate. Și psihologic asta îi va plasa cu mult mai sus și mai responsabil decât pe cei care au trecut pe listele de partid. De ce i-a trebuit lui Igor Dodon circumscripțiile astea dacă el putea să ia 51 de mandate pe liste normale, cum era până acum? Dar eu cred că Igor Dodon, pur și simplu, nu a avut încotro. Lui Igor Dodon i s-au pus așa asemenea condiții și el, pur și simplu, nu a avut încotro. Asta deja socialiștii trișează pe la emisiune atunci când spun că asta a fost inițiativa lor și ei vor, pentru că chiar și argumentele pe care le folosesc, le instrumentează, ei singur nu cred în asemenea argumente, pentru că oricum când le spui că voi câștigați cu sistemul proporțional, câștigați, de ce ați schimbat? Ei nu pot să răspundă la acea asemenea întrebare. Așa a fost scris în programul electoral. Da, și noi trebuia să spunem și toate prostiile astea care vorbesc că să fie deputată mai aproape de popor sau să fie deputatul tău, votul tău. Da, deputatul tău, votul tău. Iată, noi am văzut acum cum poate fi ales deputatul tău cu votul tău, cum s-a întâmplat la jora de mijloc. Uh-huh. Atunci când a venit o persoană în genere care nu știu dacă până atunci cunoștea unde se află jora de mijloc. Sau da. Dacă există așa sat în general? Da. Și dacă există așa sat în general și care acum, iată, a devenit primarul lor. Eu cred că pe săptămâna viitoare sau cealaltă, o să mă gândesc, am sivit cineva din Partidul Democrat, unul din lideri, și unele teze de la dumneavoastră, idei de la dumneavoastră, eu probabil o să le citez în emisiune. Care credeți că vor fi replicii democraților împotriva dumneavoastră? Nu știu, sau poate, nu ca de obicei, pentru ca să se apere, pot să spun că
a plecat din partid și acum cred că este supărată. Eu nu știu, nu asemenea lucruri. Mm-hmm. Mă des să spun că este supărată, că este așa. Cred că, pur și simplu, fantezia nu le va permite să spună altceva decât unele lucruri așa foarte simpliste, foarte banale. De ce ați plecat, apropo, din PD? Eu am plecat încă cu câțiva colegi de-a mei, că am refuzat să participăm pe listele electorale a partidului. Noi pentru parlamentare în 2014? Da, da. Nu, ce lobby s-a propus? Vedeți că deja nu mai ține minte nimeni de declarațiile noastre. Noi nici nu am... Păi atât avem evenimente politice. Da, am fost eu și domnul Alexandru Stoianoglu, care din start am decis că nu mergem pe liste. Noi nici nu am ascultat și nici nu am negociat listele sau care va fi numărul nostru sau cifra noastră de pe liste. Pur și simplu, la sfârșitul mandatului am decis că nu vom mai participa la electorale. De ce? Pentru că noi deja ne-am pomenit cu tot o altă echipă. Asta deja nu era echipa cu care am venit noi în 2009. Era echipa deja lui Vladimir Plahotniuc. Da, e deja echipa lui Vladimir Plahotniuc, care avea cu totul alte viziuni, cu totul alte metode de lucru, alte strategii. Și asta era ceea ce nu corespundea nici cu viziunile noastre, nici cu ceea ce ne propuneam noi ca să facă acel Partid Democrat în care am venit noi în 2009. Este corectă afirmația unor tineri din PD care zic că Partidul Democrat este unul dintre cele mai democrate partide din Moldova, că iată, de curs de câțiva ani s-au schimbat trei lideri. A fost Dumitru Diacov, Marian Lupu, Vladimir Plahotniuc. Putem spune așa? Spre deosebire de alte partide care au lideri de 20 de ani, cum ar fi Partidul Liberal, Partidul Vladimir Voronin. Știți, eu înțeleg că asta e pentru cei care acum se numesc PR managerii Partidului Democrat. Eu cred că asta este o găselniță foarte bună pentru a arăta cum Deacov și-a cedat partidul pentru Marian Lupu și cum Marian Lupu a cedat locul său, s-a fost impus să cedeze locul său lui Vladimir Plahotniuc. Și sigur că cumva procesul acesta trebuie să fie împachetat într-o, spunem așa, într-un ambalaj mai convenabil și cel mai democrat partid de lume pentru că s-au schimbat trei lideri. Vreau să vă spun că ceea ce ține de un partid politic care, de exemplu, se respectă și este un partid serios pentru alți parteneri internaționali sau externi, chiar și din Internaționala Socialistă, ar însemna niște semne de întrebare. Ce se întâmplă în acest partid dacă la dânsii președinții de partid se schimbă fiecare 2 ani? Dar să vedeți de acord totuși că mișcarea lui Dumitru Diacov din 2009 a fost genială, cedându-i partidul sau conducerea partidului lui Marian Lupu. Da, ea a fost foarte reușită. A fost foarte reușită și vreau să vă spun că domnul Diacov a avut un comportament foarte, spunem așa, foarte destoinic. Nu a încercat să-l influențeze pe Marian Lupu sau din spate să-l conducă. Sigur că vroia să-și păstreze echipa pe cei pe care au lucrat în Partidul Democrat și au rezistat atunci când partidul nu a reușit să intre în Parlament în aprilie 2009, dar nu a fost o problemă atunci de fuziune între aceste două echipe care au venit cu Marian Lupu și care deja era existent în Partidul Democrat. Nu a fost deloc o problemă nici de comunicare, nici de adaptare, așa spunem așa, politică, de concurență politică. Pentru că atunci, într-adevăr, toți erau pe așa un val de că va reuși ceva să schimbăm, că s-a fortificat această echipă și sigur că au fost doar niște iluziuni pierdute, care deja până în 2014 s-au spulberat complet. Mai complicat a fost fuzionarea echipei adusă de Plahotniuc, înțeleg, da? Dar nu a fost fuzionare.
nu a fost așa un proces de fuzionare. Pur și simplu, voi toți la o parte? Și, da, și toată echipa. Deci nici proces de fuzionare măcar n-a fost. Cum nu știam, ce-a fost, nici nu poniu, da. Bun, și o penultimă întrebare. Uniuniștii îi mai ajung în Parlament? Până acum a fost Roșca. Da. Care se pare că îl paște pușcării, am văzut niște știri azi. Acum, până acum a fost Mihai Ghimb, care are probleme mari în sondajele, așa arată că nu trece. Deși mai este până la toamnă. Alt lider, pare că Partidul Unității Naționale cu Băsescu s-a pornit, nu se pornește bine și ceva nu ia acolo deloc. Sau aproape deloc. Ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Ori ei sunt mulți și sunt... tot timpul au fost reprezentanți în Parlament. Chiar dacă nimeni nu le-a promis unirea și nimeni nu le va promite în curând, prea curând, dar Erau mulți, nu pot să spun că mulți, ei întotdeauna erau. Persoanele care gândeau despre, sau se gândeau, sau credeau că, sau aveau aceste idei unioniste, oricum erau. La nivel de discuții, la nivel așa pur și simplu de percepție, de niște cunoaștere așa, cât de cât, eu știu, mai mult au istorie așa superficiale, dar nu erau atunci, nu erau partide unioniste instituționalizate, așa cum se întâmplă acum. De exemplu, PUN-ul este de fapt, nu, Iurie Roșca tot spunea despre partidul lor că noi suntem acei care vrem unirea cu România, dar nu era în program politic unirea cu România, deci niciodată. Și asta în genere nu se admitea și conform Constituției și conform legii referitor la partidele politice. Nu se admitea partidele care promovează deturnarea sau pierderea statalității Republicii Moldova sau partidele care sunt instituite pe criterii etnice. Ceea ce noi vedem că acum se încearcă, totuși se tătonează terenul de a încerca deja de cum și această formulă pe criterii etnic și eu am înțeles așa că Dodoglă este anume acea persoană care a fost trimisă în teritoriu ca să vadă, să tătoneze terenul cât se poate, deci limita la care se poate de ajuns este, va fi posibil fondarea unui asemenea partide pe criterii etnice sau nu. Măcar că eu vă spun încă o dată, Constituția asta interzice și legea privind referitor la partidele politice. Dar acum, același partid al liberal vorbeau despre unirea cu România, vorbeau despre asta, dar nu atât de insistent în cadrul AIE atunci când era vorba de interesele lor comune legate de unele interese de business atunci când Partidul Liberal pur și simplu uita despre promisiunile sau despre unionismul său. Partid PUN este de fapt pentru mine un partid care deja mai accentuat, mai profilat a anunțat sau a vociferat această idee. Apropo, și este și partidul doamnei Vitalia Pavlicenco care vorbea direct despre unirea cu România. Acum PUN-ul, ce este cu soarta acestor partide? Dacă noi spunem că este așa de multă lume care vrea această unire, ce se întâmplă cu aceste partide? De ce ele nu reușesc să-și fidelizeze electoratul, oamenii alegătorul? Un lider carismatic. Asta dacă Băsescu poate lua cetățenie, dacă ar fi luat cetățenie și vine aici, era clar că îl bagă în Parlament Partidul Unității Naționale. Dar așa e mai complicat. Da, în cazul în care n-ar accepta acest joc acum în această campanie electorală la primăria Chișinăului. Prin asta el a căzut în plasa acestui joc când unioniștii au pierdut foarte mult. Pentru că să vii cu ideea unionismului când se spunea că este 20% deja în Republica Moldova știind că vii pentru un scor de 4% în Chișinău, cu toată resursa de fost președinte. Deci, uitați-vă, domnul Băsescu a fost de două ori primar de București. De două ori, sau de trei ori că era primar de București. De două ori. De două ori președinte de țară, România, ca să-și piardă alegerile la primărie Chișinău. Bun, mâine este Ziua Internațională a Copiilor. Ce mesaj aveți către părinți
ca să le spună copiilor că ei probabil deja sărbătoresc, că azi a fost ultimul sunet. Avem viitor, totul va fi bine, totul va fi așa cum trebuie în țara asta, dat și dat. Știți, cred că nu va fi foarte original atunci când voi spune, pentru că într-adevăr așa și cred că cum va fi viața și cum ne dorim ca să, ce viață să avem, depinde doar de noi. Dacă noi găsim acea voință, acel curaj, pentru că nu fiecare are curajul și voința de a înfrunta unele momente deloc nefavorabile pentru tine personal, dar oricum sunt așa oameni care își găsesc toate puterile pentru a merge înainte, atunci tu poți într-adevăr să faci o schimbare, tu poți să schimbi ceva. Și asta a demonstrat-o foarte bine exemplul orașului Belți, în alegerile din la primăria orașului Belți. Atunci când numai ce nu s-a făcut în acest oraș, ce nu s-a făcut cu acești aleși locali, ce nu s-a făcut cu familiile lor, au fost fermițați, au fost scoși de acolo, au fost create alte fracțiuni. Și oricum, bălțenii au mers și au votat ceea ce au dorit ei. Nu le-a fost frică, au votat pentru viitorul lor în acest oraș. Eu cred că și aș vrea ca totuși, chiar și dacă uneori ne pierdem acest încrederea și nu găsim curajul potrivit și credem că de noi nu depinde absolut nimic, totuși să găsim argumente pentru noi, că da, depinde. Așa cum poți să schimbi ceva în familia ta, așa cum poți să schimbi ceva în discuțiile cu copilul tău, în viziunile lui, în atitudinea lui față de viață, așa poți să schimbi și în viața ta, în țara ta, în orașul tău. Doamna Jean-Antoine, vă mulțumesc tare frumos, dar serios, vă mulțumesc tare frumos că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc mult succes în continuare. Eu vă promit că o să vă mai invit la emisiunile mele. Nu contează aici sau oriunde voi fi eu, dar tot independent. Și să aveți o seară cât mai calmă. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Important. La mulți ani copiilor dumneavoastră, să fie sănătoși în primul rând. Mai departe vom vedea ce s-a întâmplat. Să trăiți frumos și bine, deci să vă văd mândri.